Bună, sunt Pavel Bartos și din 23 septembrie vă invit la cinema să urmăriți animația Berzele. Ce ai spus? Nu te-am auzit, mi-am aruncat casca. Din păcate, nu pot face. Și-am zburat. Îmi place enorm de mult să dublez. Mi-am dat seama, după atâți ani. Junior, știi de ce mi-am construit tot biroul din sticlă, deși păsările n-o văd? Nu prea știu. Strategic. Ale mele fete iubesc atunci când eu fac personaje pozitive. Pentru că, în general, nu știu de ce, am dublat foarte multe personaje negative. Acum se vor bucura cu atât mai mult cu cât dublez un personaj pozitiv și atât de haios. Iată-l! Ultimul pachet înainte de mare avansare la care revnesc de atâția ani. Ați văzut-o cu coada roșcată și o parză? Nu știu despre ce vorbiți. Aoleu, da, în voci ne duelăm. El are o voce mai de Smiley, eu am o voce mai de Bartos. Ai făcut o treabă bună, frate! Oamenii care vor vedea acest film vor savura acest duel. Vom fi un pic altfel. Dar tot cu prietenie o facem. Am renunțat la bebeluș și acum livrăm colete. Noile noastre telefoane! Foarte tare. De luni totul va fi al tău. Asta dacă nu dai în bară. Eu în viață tot ce mi-asum, tot ce încep, duc la bun sfârșit. Această calitate o are și personajul meu, Junior. Ce își propune, duce la bun sfârșit. Și mă bucur pentru acest lucru. N-ai cum să fie altfel. Când ești tata trei copii, ești un om foarte responsabil, crede-mă. Personajul Junior are o replică pe care cumva deja mi-am asumat-o, cumva este a mea, care este ceva de genul ăsta. Livrează mereu!